Bună seara! Sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Zângăne cătușele în lumea politică și toți cei care stau pe scena din fața poporului se uită înfiorați când văd câte o mașină cu girofar. Mulți dintre ei se întreabă dacă au venit după ei sau după colegilor. Există un sentiment de frustrare în ultima perioadă în clasa politică că nu mai controlează chiar totul. Unii își aminteau cu nostalgie de vremurile când prefectul sau președintele de filială era Dumnezeu pentru șeful poliției, pentru șeful parchetului, pentru șeful de la DSV, de la DSP și de unde mai vreți dumneavoastră. Plus că cei de la 21 și Țării mai scăpau și ei câte o vorbă ca să fie bine, să nu fie rău vorba lui, Ghi Gio lui Hagi. Despre ce se întâmplă în politică, dar și ce se întâmplă în filiala PSD Timiș, o filială zguduită și a de scandaluri cu iz de corupție, ca să nu spunem de-a dreptul de corupție, discutăm în această seară cu un om politic obișnuit, cu greul, dar și cu binele că a avut grijă ca... Să facă mișcările cheie pentru un politician atunci când a venit valul, când a simțit că valul schimbării se apropie. Invitatul meu din această seară este deputatul PSD de Timiș din Colegiul Delta, domnul Gheorghe Ciobanu. Bună seara, bine ați venit, domnule Ciobanu. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule Ciobanu, se simt bine politicienii când zi de zi văd că Azi, un coleg din partid, mâine unul din opoziție, e luat pe sus cu mascații și pus să scrie de procurori. Unii dintre ei mai sunt și arestați? Se simte nevoia reformei clasei politice. Din păcate, la ce am asistat din 90 încoace, clasa politică, în ansamblul său, indiferent de partid, nepartid, nu a avut forța de a, de a se reforma din interior. Din păcate, asistăm la momente în care un factor neutru, justiția, intervine în, ca și actor politic și uh, a declanșat acest proces de reformă. Mă bucur să, să, spun că și vreau să cred că Partidul Social Democrat a înțeles sensul votului din 16 noiembrie și anume că este nevoie de o reformă reală a clasei politice, că votul nu a fost dat pentru un om politic și tipologia câștigătorului, a fost a unui administrator, a unui altceva decât, decât un aparținător al clasei politice și cred că Victor Ponta a decontat în succesul clasei politice de până la acel moment, el fiind un reformator, un tânăr care nu a fost comunist, care a dorit binele cetățenilor și din păcate a fost cel care a decontat cred eu cel mai mult această necesitate de reformă. Dar pe de altă parte, am înțeles că este nevoie să regândim toată strategia politică, să regândim reforma politică, să luăm anumite măsuri și vreau să spun că am pus deja bazele pentru Consiliul Național, atât în Organizația Județeană cât și în Organizația Națională, a unor prime elemente a ceea ce înseamnă reforma clasei politice. În Organizația Județeană, la ce elemente a spus, în ce ședințe sau care au fost elementele pe care le a spus ca bază pentru acel Consiliu Național? La nivelul organizației Timiș avem șansa să avem un, un băiat extraordinar, pe domnul ministru Sorin Grindeanu, care este colegul și prietenul meu și vreau să spun că și colegul meu de bancă din Parlament și împreună am discutat mult despre ceea ce înseamnă reforma clasei politice, despre ceea ce înseamnă reforma în organizația județeană Timiș. Împreună cu domnul vicepreședinte Mocioarcă, ca și coordonator regional, am pus bazele, avem un material pregătit în acest sens. Nu a fost încă momentul unui birou permanent județean, va fi înainte de alegeri de Consiliul Național, momentul în care vom vom supune dezbaterii organizației aceste prime elemente, prime elemente de reformă. S-a văzut că cei care și au avut de-a face cu legea... Da două, trei chestiuni concrete are o componentă administrativă și o componentă politică noi credem, cea politică. Noi credem, noi credem că nu este bine ca președintele organizației să fie și să aibă și o funcție administrativă gen președintele Consiliului de să aibă și resursele în ceea ce înseamnă un președinte de țean resursele financiare într-un județ, resursa locală, resursa națională, bani de la bugetul de stat, unde mai pui acea persoană să, să, fie nevoită să recomande pe anumite posturi și anumite persoane. Adică când toate astea se întâmplă în mintea unui unuia singur, simt că fost lucrurile, cazul lui Titu lucrurile nu pot... Da, a fost cazul și la noi și nu numai la noi, la nivel național. De aceea noi considerăm că separarea celor patru elemente, adică componentei politice în special, de ce administrativă se impune. De aceea și reforma clasei politice și noul cod electoral noi mergem pe ideea de a, de a reveni la ca și președinte consiliul județean să fie ales din rândul consiliului județen pentru a avea pentru a nu avea aceste elemente care țin și de, și de partid și de forță administrativă cum spuneam, pentru că totuși e prea mult pentru un singur da. Și atunci asistăm la ei succes. Și vedeți, mă, astăzi, dacă ai o problemă, cum a fost cazul și la Timiș, printre altele, încă în studiu și sunt că justiția își va face datoria, uh, poți nu trage... Nu studiu, e în urmărire penală. Da, poți uh, Studiul în studiu. studiu. În derulare, dar e, important e, este... E cu multă urmărire penale, important în este vedeți, mă, astăzi, până o chestiune uh, care ține de actul administrativ, managerial, al președintelui Consiliului de Țean în acest caz, al altora, afectează partidul care trebuie să fie o entitate distinctă. Partidul trebuie să-și vadă de mersul său. Nu este bine să le suprapune. Când liderul partidului are o problemă, atunci are partidul o problemă. De aceea da. cred că trebuie să separate ce cele două. Dumneavoastră ați fost ani de zile în tabăra lui Trean Băsescu și a susținut din sub faldurile portocalii reformele promovate de Emil Boc. Ați făcut pasul Spre PSD, atunci când deja semnele căderii regimului portocaliu al Alianței, da, erau evidente. Dar a fost printre primii, dacă nu chiar primul. La momentul în care ați intrat în PSD, Victor Ponta a venit la Timișoara special pentru acest lucru, mi -a duc... parcă ieri s-a întâmplat, și v-a prezentat ca fiind prietenul meu ghiță pe de o parte. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneați la vremea respectivă, reforma clasei politice nu se întâmplă decât în PSD, sub tutela lui Victor Ponta. Au trecut de atunci, din 2000, când ați trecut dumneavoastră în PSD? În 2011? În 2011. 2011. Au trecut aproape 4 ani. Domnule Ciobanu, de ce în PSD nu s-a întâmplat reforma clasei politice de care dumneavoastră vorbeați. Și după patru ani aveți cazuri precum Titu Bojin, precum fostul dumneavoastră coleg, până cu trei zile înainte să fie arestat Marcel Mihoc. De ce să, nu dăm, să dăm alte cazuri din țară? Nicușor Constantinescu, care astăzi din nou a fost luat cu mascații, uh, mazăre, și mulți, mulți alți lideri importanței PSD. Nu ar să spuneați că reforma în PSD se face sub tutela lui Victor Ponta. O fac procurori, nu o face Victor Ponta. Văd acum, după patru ani, de la acea declarație celebră dumneavoastră. Da, vedeți, dumneavoastră, nu mi-am amintesc acum acel moment, era conferința de presă de la Partii. Erați cam emoționat. Și emoționat, bineînțeles, că <laughs> sunt un timp mai emotiv de felul meu. Ei, lăsați cert, este să nu cert este că ceea ce spuneam atunci se adevărește și acum. Și anume că reforma clasei politice s-a impus. Sigur că nu se poate face de o singură persoană, fie el și Victor Ponta. Dar discuțiile până la acel moment, discuțiile pe care le-am avut în cei patru ani și, repet, anterior, împreună cu Victor Ponta, cu Sorin Grindeanu, cu alți colegi uh, din generația mai tânără, au confirmat că, că va veni un moment. Și a venit acel moment, din păcate nefast pentru noi să deconteze chiar Victor Ponta, 16 noiembrie, în care am primit acel vot de avertizment, acea acea sancțiune pe care, care de fapt era o sancțiune adresată clasei politice din 90 încoace. Dar Victor Ponta a avut tăria, o are în continuare, de a reforma acest partid, de a, de a impune anumiți oameni, de a impune anumite principii și, cum spuneam, separarea celor două funcții politică de administrativă, atragerea de personalități în rândul partidului, regândirea departamentelor, în care să atragem la departamentele partidului să avem și oameni politici și oameni din afara partidului, pentru a da greutate și consistență actului administrativ, sunt doar câteva elemente și sigur transparența și întoarcerea cu fața către cetățeni, pentru că omul politic este cel care trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu invers. De, de, pe de altă parte am fost într-adevăr primul între primii care au trecut la acea vreme de la putere în opoziție pe simplu considerând că eram prieten cu Victor Ponta și Ei, am avut încredere, domnul iar pe domnul. de altă parte am asistat Ce -ați la acea neputință că ați trecut la cea neputință nu am primit PSD. nimic nimic? nu am primit nimic vă am... dau eu niște lucruri să spuneți dacă au fost negociate elementele, elementele de negociere indirect care au avut loc la nivelul filialei, sigur că nu, vă se petrec cu Victor Ponta ca să treceți la PSD și cu Sorin Grindeanu. N-ați primit nimic? Vă spun eu ce nu ați primit. am, a, nu a fost o simplă trecere a unui deputat. -a au fost organizații întregi, au fost un număr important de primari, consilieri de țări locale. Nu am întrebat ce ați primit în schimb, nu cu cine ați trecut. Nu, -am un am avut, nu am primit în schimb decât am avut. nu am avut în, acele negocieri, având în vedere forța persoanelor și uh, uh, două, un post de consilier local și un post de consilier de sen. Plus, un șef de vamă. Nu. De regională. Nu, exclus. Domnul Moldovan nu exclus. este nu, nu. acolo Domnul în sprijinul Moldovan. dumneavoastră. Domnul Moldovan este acolo de mult timp. Ei, este, lăsați. A, este ați un, avut grijă. Domn, știu discursul profesionist. Yes, yes, da. Trecut, da, au trecut, prin toate multe, regim, au trecut, multe, toate multe peste da, capul lui și... Da, și a rezistat. Cu, și cu sprijinul dumneavoastră. Cu sprijinul meu. Este filul meu și mă bucur Domnul Zoban, asta. nu este... l-a sprijinit niciodată pe domnul Moldovan pentru a rămâne sau a accede în acea funcție? Da, rămâne, el era un, prin concurs titular domnul pe acel post. Că știm noi în România, ieșim da. pe stradă și întrebăm 100 de oameni cum e cu concursurile în România pe funcții de genul ăsta și o să vă spun. Nu, era, era titular, era titular la acel moment și a rămas în continuare. Și a rămas cu sprijinul nostru. Cu sprijinul meu. cu sprijinul meu s-au întâmplat multe. Dacă a trebuit să-mi spun punctul de vedere pe anumite segmente și la, la anumite recomandări pe care le-am făcut. Am fost pot spune Regretați de fiecare dată. una dintre ele? Recomand, din recomandările pe care le-ați făcut? Nu. Nu este momentul regretelor și vreau să cred că nu am fost poate atât de bine inspirate la anumite momente. Haideți să vă dau eu un nume. Ramona Olteanu. Un om care a venit cu dumneavoastră din PDL, pe care ați impus-o pe lista de consilieri locale, acolo a ajuns, soția unui domn care apare nominalizat, audiat în multe dosare de crimă organizată, o doamnă tânără, care politic până acum nu a excelat, dar pe care dumneavoastră ați impus-o pe listă prin susținerea pe care o dat-o, având în vedere negocierile pe care le-ați purtat atunci când ați venit în PSD. Regretați această nominalizare în acest moment? Astăzi, 15... 19 februarie. Nu, Ramona Olteanu este un personaj interesant. Un personaj implicat în ceea ce înseamnă societate, implicat în ceea ce înseamnă societatea civilă și preocuparea pentru oameni. A fost un, aș spune, un argint viu în tot ceea ce au organizat întâlniri cu femeile, întâlniri cu cetățenii, acțiuni de caritate, fel și fel de, de, de astfel de elemente unde s-a implicat. Efectiv, a recomandat o implicare ei la acel moment. Dar timpul a curs și drumurile noastre s-au despărțit într-o o oarecare măsură. În Ea este consier, este consier local, este implicat în viața organizației PSD Timișoara la nivelul, eu am activat la nivelul județului, al colegiului 10 DETA și de, din acest mandat de 2 ani de zile activează pe Timișoara. Ne vedem foarte rar și din câte, din câte percep eu, la nivelul organizației își face treaba. ne v-am întrebat altceva. Dacă regretați și vă întrebăm asta și prin prisma legăturilor de familie și a faptului că dumneavoastră spuneați Că trebuie să avem o clasă politică reformată asupra căreia să nu existe niciun fel de suspiciuni? Da, aveți dreptate. Faptul că planează anumite etichete pe anumite personaje nu este un lucru bun. Dar, pe de altă parte, nu este suficient că cineva blamează pe cineva sau, eu știu, dacă acea persoană nu, nu are probleme cu justiția, dacă acea persoană, eu știu, își vede de treabă. Sigur că ă, asta rămâne la aprecierea fiecăruia dintre noi, fiecare să-și decidă drumul, soarta și preocupările. Dacă este bine să ă, separi privatul de politic, să nu le intersectezi în un fel, ă, sigur că. Deci, asta este, acest lucru este valabil la fiecare dintre noi, răspunde. V-aș întreba un lucru. Mă gândeam acum, vă ascultam cu foarte mare atenție. În perioada în care dumneavoastră ați lucrat, cu Ramona Olteanu atât la PDL cât și la PSD. Ați apelat vreodată la serviciile soțului domniei sale care a avut și o firmă de securitate, are și în continuare prin socul său care este, mă rog, în față și care mm. am auzit că are grijă de ce scrie presalet.ro pentru care îi transmit public că ne vom ocupa și cu mai mare atenție de contractele domniei sale cu statul, da, nu cunosc și nu a fost cazul, pentru că nu am nevoie de pază și protecție și acum la emisiunea am venit singur. Sunt persoane care am încredere în mine. În campanie electorală vă întrebam dacă ați avut, apelat la serviciu. Nu am avut, pentru că dacă s-a implicat, cât a avut Ramona pe segmentul ei de, de activitate, cum spuneam, la nivelul organizației Timișoara sau altor acțiuni, nu deci, nu ați am avut cunoștință. nicio legătură, de exemplu, cu venirea firmei Rao Security, la celebrul meeting USL când primarul Nicolae Robu ieșit din spital, a participat. Nu, acolo s-a ocupat în staful de, de organizare, a fost Ramona Olteanu și a. Am ea își beligeriază azi, firma. Deci nu dumneavoastră no. ați fost. Vreau să mă lămuresc că a existat o Discuție pe această da, temă această... și știți că eu sunt un tip da, extrem de direct și păi -am, îmi place, -am și îmi -am place și să să lămurim lucrurile, mai ales că... Nu, dar ne-am și întâlnit la acea manifestare și... Eram sigură... acolo, da. Domnule Ciobanu, spuneți-mi, că tot vorbeam de schimbările din PSD-Chimici, vă doriți să fiți prim adjunct, ca să spun așa, lui Sorin Grindianu? Cu Sorin pe Sorin Dan, cunosc de 20 de ani. Am crescut într-un fel împreună și în ceea ce înseamnă politicul. Dacă vă amintiți la un moment dat eram asociați, sigur și prieteni și aveam animozități între ce însemna relația noastră, dat de faptul că uh, eram în partide diferite și uh, lucrurile s-au înfilmat. Eu am convins, pe... pentru că eram de mult, convins. eram de mult împreună, ne știam familie, nici nu era Căsătorii știu părinții, am fost de multe ori la Caranțeve și el la mine. În fine, o relație bună este o persoană în care eu personal am încredere și uh, mi-am dat tot concursul în ceea ce înseamnă reconstrucția organizației Timiș. Dacă acest lucru va însemna să fiu președinte executiv în echipa respectivă, voi fi președinte executiv. Dacă nu, oricum sunt unul din, din cei de bază, bazat pe experiența mea și pe expertiza în ceea ce înseamnă organizare, strategie, nu voi pune toate resursele și știința în folosul acestui succes al domniei sale în conducerea organizației. Chiar dacă nu veți avea o funcție de președinte executiv, vă veți pune energia și sigur, cunoștințele? sigur, dar nu am fost, niciodată nu am fost cel care a umblat după funcții. Inclusiv la Parlament, vă spun, sunt colegi, am avut alege la președinte de, de comisie, la vicepreședinți. Nu, am fost cel care și-a făcut treaba, am fost prezent, am avut inițiative legislative, declarații politice. Am fost un om a cărui părere a contat în mediul în care s-a aflat, implicat în diverse acțiuni cu societatea civilă. Efectiv, nu sunt cel care a umblat după puteri și nu-mi doresc ca idee, nu-mi doresc președinția organizației Timiș și am de și ați recomandat. Nu șansă în fața lui I am Gredialu. și recomandat. Și cred că nu, că vorbim asta. de, dar nu, vorbim de șanse, vorbim de un prieten de echipă. Nu, nu chiar, am, știți și că avea, adică chiar eu... am și spus. Dar că -o să avea, adică chiar am și spus, la discuția mea... Cred că un PSD noi și unul vechi. Nu, dar nu se pune problema așa. Vechi. Nu, la discuția, la discuția mea cu, cu președintele Victor Ponta pe această temă e am recomandat. Ar fi recomandat. fost să-i spuneți. Nu nu, 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 dar mi-am spus părerea. Nu, mi-am spus părerea, că nu-mi doream. Nu mi-am dorit dorește să fie sorin, este cel care își dorește, este preocupat. Și când lucram împreună la film, era implicat în, în componenta politică. O trăiește mult mai intens, sincer vă spun acum. De aceea uh, păi am și recomandat și atunci... Dar n-a de ce v, păi de ce v, și atunci... de ce v despărțit? E așa un episod necunoscut la public. A fost de, atunci de moment o perioadă în care, în care oricum eram împreună și nu, nu a fost o implicare... Alusorin, Sorin atât de, de profundă, dar drumul și relația a rămas și mă bucur să pot fi alături în acest ne nou de, început nu politic. Nu. Spuneți că nu vă nu țineți neapărat la funcții. Să înțeleg că dumneavoastră sunteți un om care căruia îi place să stea în planul 2, dar să fie la butoane sau la sfori. Alegeți dumneavoastră. Nu la butoane sau la sfori. Pe adevăr cred că sunt în categoria celor care din linia a doua lucrează mai bine. Aha, un fel de hrebenciuc sau mai nu, no, nou un Ilie Sârbu. Ați preluat, preluat, pe un uh, jurnalist în viață nu, cu nu, un hrebenciuc. Nu, 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 are... v-am dat două numele, da, hrebenciuc da. sau Ilie Sârbu, ca să rămânem un da. în PSD. Nu, nu, rămânem să în nu, PSD. Să nu, să nu rămânem. vă dau exemple din da, PDL, că da. să s-ar putea să vă deranjeze. Dar nu mă deranjează. Prefer nu, să rămânem nu în zona, zona social democrată. Am fost un personaj independent care am crescut pe picioarele mele, am pornit de la zero, în toată construcția mea, m-am preocupat de chiar dumneavoastră mi-ați recomandat la un moment dat și a fost de notorietate și de succes. Mă bucur, deputatul faptelor, într o discuție amicală, mi-a sugerat în urma faptului că aveam preocupare față de colegiu, așa am văzut eu politica în primii patru ani, câți în primul mandat. În porto... Nu da în primul câți... mandat, C în mandatul de portocaliu nu se pare. Se de proiecte. Știți care este chestiunea? Eu am determinat și aici am avut foarte multe întâlniri cu primarii prin organizații. Ei trebuie să facă proiecte. Dacă un primar, un consiliu local nu aprobă, nu se preocupă să facă proiecte pentru comunitatea lui, deputatul respectiv, senator și aia mai departe, nu poate să-i să bage în traistă. Nu poate să ducă bani într-o comunitate dacă el nu face proiecte, nu proiecte bani. viabile. Proiecte... Haideți să ne lămurim un lucru. Apropo de chestiunea aceasta. Cât ați fost în PDL, în colegiul dumneavoastră, s-au băgat foarte mulți bani. E drept că în colegiul lui Alin Popoviciu s-au băgat și mai mulți. Căci apropierea lui de Elena Udrea, de vârful PDL, de faptul că era toată ziua la TVL, la televizoare, să apere guvernul, Buc, a trebuit să primească o răsplată. Asta a fost una dintre... I-am și spus un, o dată unul. Unul scuză scuze dar a, -a spus-o da. amical. Măi, Aline, cu ce am eu să mă uit în fiecare seară să te văd pe tine la televizor? Da, apropo, revin. Nu mă uit întrebarea de apropo de televizor. O să vă întreb un lucru. Spuneți-mi, s-a tot discutat de banii pe care ați adus în colegiu. Primarii din colegiu spun că, da, domnule, ne ajută ciobanul. În vremea actuală, acum că am trecut pe stil nou social-democrat, aduceți bani, mă uit și eu la televizor și văd multe, 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 multe dosare făcute de DNA. Mai ieri, inclusiv cum lui Victor Pont a luat în cătușe, a arestat. Nu ce ban. Cât e domne comisionul în colegiul dumneavoastră? Nu. No. Nu, nu se pune problema. toată lumea e cu comisioane. Da, păi, da, în clasa da. politică, ne uităm la dosare. Elena Udrea, comision 10%. Ăla, 15%. Ăla vroia pentru fică sa nu știu ce gimiciuri. Vă întreb. E cu comision? Nu, nu e cu la, la, eu cu comision? Eu l-aș la, separa puțin. Uh... Să faci telegondolă, nu știu unde, să faci un teren de fotbal în pantă și chestiuni nu de ne, genul, stai pentru simplu faptul că e stai un primar stai. sau unul drag lui Elena Udrea, nu știu bani. Domnul cu Elena Udrea de mână? Nu, niciodată de mână în partid. Niciodată. Erați, era, la vremea aia erați apărător. Păi dacă e, și iar, iar, pe iar, Google... Iar, și ea reprezintă unul din motivele pentru care am plecat din, de la putere, respectiv... E, din... lăsați, acum după război mulți vitești Nu, nu dar nu mă arăt, eu am arătat, am avut la vremea respectivă nu am, 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 auzit... Uh... Nu, ați auzit că am plecat de la putere în opoziție și a plecat... fost suficient și argumentele. S-a fost... dovedit că am avut dreptate în argumentele mele atât la nivel județean organizației PDL Timiș, cât și la nivelul la nivel național. Tot ce s-a întâmplat ulterior, ce se întâmplă acum, demonstrează încă o dată că am avut dreptate și acea decizie a mea a fost corectă. Separat de relația mea de prietenie și încredere cu Victor Ponta. Deci, nu cu comisie? Nu, aici am avut preocupare. A fost elementul dat de. a fost două componente, a spune. Unul dat de faptul că sunt membru în Comisia de Buget Finanțe. Și în această calitate m-am preocupat de fiecare dată de amendamentele și de banii uh, care vin din bugetul național uh, în județul Timiș și vreau să cred și chiar cred că sunt unul dintre cei care au făcut tot ce a depins de el ca județul Timiș să fie de fiecare dată la fiecare buget uh, în primele 3-4 județe din țară. Și atunci aceasta a fost o preocupare a mea la nivel județean. Iar pe de altă parte, la nivelul colegiului, în calitate de membru al Comisiei de Buget Finanțe, am avut de fiecare dată anumite amendamente pe lege, că am vorbit de legea bugetului direct sau anumite anexe la Secretariatul pentru Culte. Am reușit să, să introduc însuși în legea bugetului anumite amendamente care țineau de colegiul 10 DETA, care țineau de anumite proiecte sau de bani pentru biserici, de. În tot ce înseamnă acest proces Ciobanu. Mi-am adus aminte. Vedeți ce bună e documentarea? Am o documentare excelentă. Asta e, dumneavoastră vă documentați și eu sunt nedocumentat. Domnul Ciobanu, dumneavoastră aveți documentarea în suflet și în minte, că și ne-a spus la o conferință de presă, când erați vașnic apărător al culorilor portocalii. Ce să fac? Nu pot să uit. E din vremea când scrie aici, deputat Gheorghe Ciobanu, PDL. Când ați cerut impozitarea anunților, botezurilor și banchetelor. Pe motiv de evaziune. Corect. Noi atunci erați uh, aspru. Corect. O cer și acum, da. Așa. Da. Ce, Ce s-a ales? înțeles greșit. Pe Ce s-a ales? Din... Vedeți dumneavoastră, evazioniștii acționează și denaturează aceste elemente no, tot... la un mod, vă spun sincer, vă spun sincer și dacă mă ascultați două minute, încerc în două, în trei minute, rog. ca telespectatorii noastre să înțeleagă exact sensul acestei întrebări foarte corecte și o inițiativă foarte corectă și bine inspirată la acel moment. Din păcate nu toți au înțeles, cei care au înțeles au tăcut și cei care nu au înțeles au detunat sensul acestui, acestui cam inspirat. toți iariștii nu știu, toți, toți ziariști iariștii au titrat înseamnă că, cu... Cu... Înseamnă că, că toți sunt... iariștii sunt, apără evaziunea dar să e, vă spun, spun dați-mi da voie să vă spun vă rog. sensul Sensul acestei impozitări era nu de a impozita darul de nuntă, cadou și așa mai departe. El ține de faptul că în România, la fiecare, în fiecare săptămână, sunt foarte multe nunți, botezuri, zile onomastice, care se petrec în anumite localuri speciale, restaurante, săli de evenimente, unde organizatorii fac aceste lucruri la negru. Foarte puțin, Elib eliberează factură fiscală, chitanță, bon fiscal, după aceste evenimente. Dacă ne gândim, luăm o nuntă, un eveniment, da? Că avem 100 de participanți și un meniu este 150 de lei. Face înseamnă, înseamnă așa la prima, înseamnă 150 de milioane la 100 de persoane. Nu spun la mii de evenimente, la nivel național, evenimente în căminul cultural de nu știu unde, mergând până la nu știu câte săli. Și atunci s-au specializat. Nu, că nu, stați puțin, că sunt separate. Dați-mi voie să S-au specializat, mi voie, s-au specializat acești organizatori de evenimente, au luat sala dintr-o parte, mâncarea din altă parte și s-au... Nu, 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 se... nu se impozitează. Pe de altă parte există acest pericol al aprovizionării la negru. Adică tu dacă nu, nu te scazi cu factură Corect. Cum te-ai aprovizionat ca să scazi corect. 5 kg da de poate, carne? asta să scazi poate 3 antifrauda. kg de roșii? Dar asta antifrauda nu, da, aici, și există nu, aici, acele aici mijloace am... foarte clare aici fost... preluate după... De impozitare indirectă, cumva, exact. de, de corect. Domnule, dacă -er... ai, ai consum da. de apă și consum de curent și consum de apă corect. plată, Metodă de, la de unde? Da? Sigur, dar a fost o propunere și sigur poate vom reveni sau se va reveni cumva să declare evenimentul. Să fie cumva o listă a acestor evenimente în care ANAF-ul să cunoască evenimentele, nu deci, știu, da <laughs> mă însor și mă duc la. Mă duc nu vreau să spun, nu, nu, Domne, nu, o să ce... fac nuntă Nu, nu, vedeți, nu. organizatorul. Eu, dacă sunt organizator de evenimente, dacă am patru săli și organizez într-o să, Nu, organizez într-o lună. Eu iau avansul. Aceste evenimente nu se întâmplă de azi pe mâine. Dacă da. vrem acum, nu, nu, ne mai, căsătorim. Dacă avem nu, butezi, organizatorul de eveniment... Organizatorul să se declare evenimentul, să știe de eveniment cumva. Pentru că ele au un avans. Da, dar nu-i mai bine să echitați. facem așa. Dacă e faceți... avans, că ești un eveniment... Stați că eu zic că să simplificăm, că toți suntem în epo epoca internetului. Le faceți un formular și bifat. La, e simplu, vă spun eu că rezolvați simplu. O aplicație și organizatorul de nu se bifeze așa. Și mail să plece așa. Finanțe, SRI, CPP, STS, SIE și la deputatul din colegiu. Da, și să face o comisie parlamentară. Și o comisie parlamentară pentru fiecare eveniment. Eu vă întreb, nu ar fi, fi mai acolo, simplu. Nu pot fi de Ciobanu, O secundă, că întrebarea mea, asta era un exemplu ca să facem haz de necaz, dar întrebarea mea era cu totul alta. Corect, are... Nu ar fi mai onest, mai simplu să avem un sistem fiscal simplu eficient și organe de control care să nu aibă nevoie de asemenea, mă scuzați, lucruri care te, ne pot duce în ridicol. Corect. Nu ar fi corect. mai simplu să avem asta și să nu ne apucăm corect. să facem legi ca organizatorul de evenimente să anunțe ANAF-ul, care eveniment, corect. legislația Boța avem. sau ciobanul da, să. Corect. Păi, tăi, nu, dar... legislația avem. Din păcate, constatăm anumite domenii în care, în care avem o, o dimensiune a evaziunii mai mare. Și acesta e un segment de activități organizate de Ciobanu, unde constatăm cu toții și să avem legi, de acord de combaterea evaziunii avem și a legislație. contrabandei, da? avem și țigările, Sunt uh, piețele pline de țigări de contrabandă și sunt operații... Este clar că sunt păi, zone în care, deci din punctul meu de vedere, cu toții trebuie să ne implicăm în această soluționare și acei uh, bani la negru, aceste zone gri, să fie, să fie uh, fiscalizate în Domnul final. Teoban, apropo de hotel... Aveți și Da, la hotel sală. este altceva, da. Nu, nu, vreau să vă întreb. La dumneavoastră totul e pe factură, deci n-ați avut da, cazuri spun, de... Să vă spun, uh, uh, să uh, vă hotelul ideea. hotelul este activitatea de bază. Evit organizarea... De evenimente cu lăutar, pentru că deranjează, nu sincer, evenimente majore, pentru că deranjează activitatea hotelieră. Ele nu sunt la, la mine, în cazul meu. Da. Restaurantul este pe pierdere. Hotelul este pe câștig și restaurantul este pe pierdere. Pentru că deci, până la urmă, dacă, dacă pe plus. doriți să mergeți, mergeți într-o sală la restaurant. De obicei, uh, se preferă restaurantele cu specific. Nu se preferă L -l 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 -l. restaurantul din cadrul unui hotel. Chiar foarte mulți care stau în hotel nu servesc uh, cina în hotel. De aceea este un element, element de pierdere și sunt că la mare parte care au activi, activități hoteliere nu reprezintă o sursă de venit și ca atare... Da, unele o hoteluri fac, că este micul fac, dejun. fac bani foarte mulți din chestiunile, nu neapărat din serviciile hoteliere de cazare, ci din chestiunile extra, ca să spunem, da, genul da, restaurant, alte servicii oferite... Am avut deci aveți, rezinti, o altă, aveți o altă da. gradul politică. Gradul de ocupare este spre 70%, gradul de ocupare mare și spun că iar deranjează și atunci nu se mit. Sunt anumite zile onomatice, evenimente uh, minore, a spune, care nu afectează activitatea hotelieră. Nu pot să-mi permit uh, luxul de a, de a strica componenta hotelieră care este de bază și să pentru câștig uh, izolat, așa, când da. cum la un eveniment. Ce și nu mă ocup eu de, de, de hotel. Sunt acționar și asta acum basta. Acum aveți. Da, nu mă ocup, Trebuie să... să sunteți în slujba poporului, acum nu mai aveți timp să vă de hotel. chiar nu mă ocup. Și am zis regretabil pentru mine că de când, cu implicarea politică, sigur, activitățile... Timpul a demonstrat, activitățile private le-am cam abandonat. Dumneavoastră personal. Dar business da. vă merg pe ansamblu. Pe ansamblu. Mult mai rău ca înainte, dar... Hai, domnule, hai, de ce mai stați atunci în politică? Dacă merg mai rău? Nu, no, stau pentru că îmi place. A. Ah. M-a luat valul. Știți cum e când te ia valul. Deci de ce mai stați în presă? Erați un ziarist de știm de mult timp, nu? Vedeți? Pentru că eu fac de 20 pași... de ani da. de presă. Da, dar ați făcut pași și ați ajuns... Uitați, eu v-am felicitat nu de mult vis-a-vis -vis de această emisiune, de faptul că ați făcut pași și nu ați rămas chiar un simplu ziarist care, eu știu, se lasă pentru la cel mai dat. important în toată această poveste, domnule Ciobanu, este că sunt un simplu ziarist. Este, nu, da. Este, este o chestiune ceva. fundamentală. Nu este ca o afacere. Ați, ați, ați făcut pași înainte și faptul că se întâmplă da, asta. Și ați fost implicat în presă. Da, la un moment dat. Azi, <laughs> ca Ați fost acționar da. la prima oră. Da. Și coacționar cu Zaheri Scandarani. Nu, exclus. Nu. Exclus. A, a stipărit stipări la el. Nu, excluz, Ați tipărit la tipografia lui. Nu, nu, mai, nu, nu mai țineam. Nu, 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 la nu tipografia știu, a tipărit, lui Zahar s-a tipărit nu, la un moment nu dat. Cred, un nu, supliment nu, am atunci, nu, nu cunosc. Că, într am e subiect, drept, acționat. recunosc că uh, rectific, ați tipărit la tipografia lui. Da nu m-am ocupat de tipări, nu știu. La respectivă. evident, de ce, evident de ce, că nu era ce, nimic Ce a fost greșe. o implicare care nu... De ce, de ce nu a plăcut? abandonat business-ul acesta? Cu, nu era business cu este, nu, nu mi-a plăcut deloc. Vă spun cu toată sinceritatea, dacă alte activități uh, au latura lor plăcută, să fie acționar în care eu nu m-am implicat, nu-mi cunoșteam bine nici pe redactori de acolo. Da. Pe, uh, și faptul că cineva pe investigații scria de nu știu care, eu îl cunoșteam pe acela, să merg să-i spun, nu scrie de la, fă, alea, nu... Ați făcut chestia asta? Nu, nu, l aveam pe Sorin Bogdan, un personaj interesant, era redactor șef și foarte greu de... Dar nu, nu, nu mi-a propus asta, nu... Și ați considerat că e mai bine să ieșiți din business-ul da. acesta anumit presă da, decât și... să vă certați cu nu, și a avut și o componentă, să știi, de fiecare dată, să te rogi de X, de Y, să faci publicitate, să dai la un salariu să plătești și impozitul, să dai și la stat, acum... așa, dintr-o sursă în care nu îți vine și, știi, să impozitezi, rămân o sumă foarte greu de, de gestionat, sincer. Eu îi felicit pe cei care, care sunt acționari și uh, produc, uh, au televiziuni sau, eu știu, alte elemente care, pe care reușesc să le țină în picioare. Cu salarii la zi, am înțeles, și cei la realitate, acum... Da, e acum și... Era prima oră, nu era realitate. Ba, a fost și, și realitatea bănăteană, sau și acolo, acționar? Nu. La numai ziar, la numai oră. la prima oră. Istorii trecute din vremurile romantice ale presei Timișorene. Domnul da. Ciobalu, mai avem vreo 12 minute și aș vrea să facem un exercițiu pe care m-a obișnuit să-l fac cu invitații mei, mai ales dacă sunt la prima emisiune. O să vă spun câteva nume de oameni politici despre, pe care aș, -aș dori să-i caracterizez dacă se poate într-un cuvânt, dacă nu în cel mult o propoziție. Primul nume pe care vreau să vi-l enunț este Dan Poenaru. Mentor. Constantin Ostaficiuc. Uh, influențabil rău influențabil. Într-o structură a profilului. Personalitate marcantă. De ce ați stat la domnul Sărbă? Nu, nu, greu vă să gândeați, găsești. Vă Așa gândeați personalitate... nu nu, să nu spuneți ceva să ți supărați? Nu, e Domnul Ilie Sârbu este prietenul meu și ne știm de mult timp, chiar lucram la achiu comunitar pe Vama la un moment dat Era președent de Consiliul de Nașul Vămilor Nu, era președent de Consiliul de Țean, nu serios vă spun Da, da, da Și am fost la multe delegații Nașul Vămilor pe... a lucrat, ca așa vi se spunea, în, spune. în presă, în da, presa, etichete, așa vi se spunea Da, etichete puse de cei care nu au... De jurnaliști, altă... inclusiv eu am da, folosit de și De 14 ani nu mai se dă sistemul vam știți Domnule, asta este Domnule, dumneavoastră știți cum sunteți, spiritul da, acolo. Este acolo. un spirit viu. Mă viu. Ne întoarcem la chestiunea asta. Să vă mai dau câteva nume. Nicolae Robu. Poet. Alin Popovici. Trompetă. Trompetă. Domnul Cioban. Da, vreți să vă, vă spun sincer sau vreți să vă mint? <laughs> nu <laughs> nu pot să, mă abțineți. Că... Nu -am 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 și domnilor, să înțelegeți, cinesi. în da. studio se da. râde și nu mă pot abține când da, domnul bine. deputat Ciobanu, atenție, râdem, glumim, dar trecem la partea serioasă. Domnul deputat Ciobanu, fost coleg în <laughs> care Popoviciu face trompetă. Cum puteți să spuneți? Dumneavoastră l-ați spune făcut, am preluat și eu din mers. Nu, eu nu l-am făcut trompetă. Eu? Nu, nu, nu dumneavoastră. Eu nu știu. Eu am De ce l-ați caracterizat pe Alin Popoviciu, fostul dumneavoastră coleg? a spus într-un cuvânt. Într-un cuvânt, da. Trompetă. De ce? Așa am preluat și eu din mers. De la Ciri. De la nu, presa. nu, în asta de ce l-ați caracterizat? Pentru că ați avut ceva în, în, în gândirea dumneavoastră când l-ați făcut trompetă. Adică la ce v-ați Cred că, că ar trebui să se să securizeze mai mult atunci când avem are discuții, cu mine personal dacă este, pe anumite teme, nu ce discut acum să aud mâine de naturat din altă parte sau chestiu de genul. Deși deci să, să fii serios că avut... ceea ce faci. Să înțeleg serios niște niște ceea ce ciocniri. faci. Nu, nu am avut. Nu, am spus odată cu ce am greșit să mă uit în fiecare seară să te la televizor. Dar asta când erați încă în pedele? Tot timpul, și acum mai spun. Credeți că se va, când vă veți întâlni în Parlament, vă va reproșa că l ați făcut trompetă? Nu, v-am spus un cuvânt. Dacă spuneați două, poate celălalt era altfel, nu știu. Așa mi-a venit, vedeți, sunt spontan, transparent. Vreți să vă minți sau ce nu, să Nu, domnule Ciobanu, doamne ferește, știți că dacă mi-aș da seama că mă mințiți, da. aș avea -aș da seama să seama am tref. fost serios, nu? Da. Ați fost sincer. Vă mai dau două nume. Și mă gândeam dacă să fie tot din PSD sau să fie din noul PNL. Hai să fie din PSD. Hrebenciuc. Longeviv. Și Traian Băsescu. e instabil. Victor Ponta? Echilibrat și profesionist. Elena Udrea. O ultimă, o doamnă ultima, ultimul număr. Parvenită. Pe scena politică. I-ați spus acest lucru când erați în PDL? Nu cunoșteam aceste lucruri la vremea respectivă și nu nu realizam că în jurul domniei sale se pot întâmpla astfel de lucruri. Domnule Ciobanu, am rămas uimit cum încă actuali pdl să spunem, membrii ai noului PNL, dar foști colegi de noastră în PDL, se declarau uimiți de faptul că în campania electorală ar fi venit bani din șpăgi, că s-ar fi finanțat campania lui Traian Băsescu, nu se știau când se venea cu în oala mare pentru campanie, când toată lumea venea cu bani, că sunt bani de la sponsori? Nu spuneți acum că totul se declara pe echitanțe și asta că sunteți prostii. Știe oricine lumea asta că o campanie electorală mulți dintre bani sunt vin pe acea zonă gri sau chiar neagră. Fără de contări oficiale, există evidențe paralele, Nu se știau de aceste lucruri. Personal, se... personal nu, nu știam și nu anticipam că pot avea loc astfel de lucruri de genul celor spuse de fostul ministru Sandu, declarate pe, pe ocazia declarate, declarate sub semnătură și semnate la în fața procurilor. Sincer, nu mi imaginam. știam că vine dreapta campania, aveam anumite contracte de sponsorizare, acel efort personal, de grup, ca în orice campanie, nu 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 nu, nu, nu m-aș fi gândit că poate avea o așa mare dimensiune. De aceea și o prioritate noastră constituie, o constituie legea finanțării partidelor politice. Va trebui odată pentru totdeauna și din acest punct de vedere să ne luăm, ne punem de acord pe ce bani se finanțează, cum se finanțează, cum să fie o campanie mai transparentă, tocmai pentru a nu mai asista la astfel de, de, ce de lucruri. La chefuri, pe la Birda mai mergeți? Că domnul primar? Da, la domnul primar de la Birda este unul din primarii buni a spus județului Timiș. Și... Dar ce caută șefii poliției la... Nu, nu, nu întreb de invitați. Deci, atunci când timpul îmi permite, răspund cu plăcere la Dar nu-i cunoașteți, de... adică sunt de la dumneavoastră din colegiu. Nu-i recunoașteți Unii cunosc, pe alții nu, sigur. Sunt momente și astea, pe lângă uh, conotația evenimentului ca atare, în care te mai întâlnești cu oamenii, cu primarii, cu șefi de poliție, cele dumneavoastră care se participă la această de evenimente. Și atât cât timpul mi-a permis să am... Uh, am fost cel care a fost prezent în colegiu la. aproape de electorat. Da. da. Domnul Cevaru, mai avem 5 minute și vreau să lămurim două chestiuni. Că tot discutam de evaziune fiscală. A existat un moment când un șef de finanțe a fost a schimbat din funcție, fiind acuzat că v-ar fi dat dumneavoastră niște înlezniri pe acele impozite. Cu clădiri vândute, cu apartamente vândute, o chestiune publică cunoscută. Vreau să vă întreb dacă ați încheiat. știu că aveați niște procese în instanță. S-au încheiat acele procese în instanță? Vreau să vă spun că a fost o, un abuz fără precedent la adresa mea. Nu am spus niciodată public. Bă, Re, da, o, regret, acum nu, regret, regret faptul că. Uh, fostul șef uh, a fost schimbat pe acest motiv și a imputat, a și la oficial. De control oficial acest lucru, dar iată că timpul a demonstrat și elementele pentru care uh, a anulat acel act de control cu condiția relorii lui, dar condițiile erau date de acordarea unui plafon, cum se acordă la toată lumea, de deducerea fiscală a TVA-ului la facturile pe care le-ai plătit și le aveai, Gheorghe Ciobanu, facturi, teancul de facturi pe care, 300 de facturi, care nu, nu au fost luate în considerare în deducerea TVA-ului, și nu în ultimul rând TVA-ul inclus în, în, suma de tranzacție, în valoare de tranzacție. Toate aceste trei elemente, timpul până la acest moment a demonstrat că acela persoană a avut dreptate și am, am avut chiar de ce, să a dat decizia a Consiliului Fiscal în care spune că TVA-ul este inclus în valoare de tranzacție, că se acordă plafonul și toate aceste elemente, însă și Curtea Supremă... Uh... Nu ceva Nu, procesele cu anaf cu fiscul, în ce stadiu sunt? Le-ați câștigat? Le-ați pierdut? În ce stadiu? Asta vă întrebăm. Nu s-a anulat acel, acel, act de control, s condițiile condiția relorii controlului. Eu personal nu am fost de acord pentru că nu intru în, 2000, în 2006-2007 eu am fost Und? cel care s-a adresat. Ajuns ele am, nu, sunt cel care s-a adresat, conducerii Direcției Generale a Finanțelor de la acea vreme, domnul Dumitru Popovici și Doru Dudaș, și am primit scris. În Gheorghe Ciobanu, vreau să fac uh, un bloc, cinci apartamente și ce trebuie să fac din punct de vedere fiscal ca să fiu în regulă. Și atunci a spus, trebuie să faci aia, să mergi la notar, să plătești 3%, să deduci am toate înțeles. aceste lucruri. Eu am scris acest lucru. Sunt unul dintre puținii, poate singurul din țara asta care are scris. Și atunci în baza, în baza acelei adrese. Pregătit azi, nu pregătit, da, Aveți documentul, da, asta În a zis, baza, baza celei adrese, în baza acelei adrese. Am, am parcurs pașii de rigoare. Există, într-adevăr, o recomandare a Uniunii Europene, dar e rea recomandare, ca să nu aibă caracter repetitiv. Adică, dacă construiești ceva, vizi cu banii să mai faci altceva. Da, nu, dar vă întreb, asta vă întrebam. Dosarele din instanță, pentru că până la urmă s-a ajuns în instanță, s-au finalizat? Nu sunt. Am cauțiunea, sunt pe rol. A, sunt se, instanță, se judec, Acum nu... se va relua din nou controlul. În noile, condiții, în noile condiții, date exact ce spuneam de fostul director uh, la care făceați referire și care pe nedrept la acea vreme a fost schimbat, și uh, elementele trecute în acel act de, uh, de anulare și refacerea controlului s-au adeverit că a avut dreptate în toate dintre acestea. Urmând eu spunând că nu, nu intră în acea categorie. Acolo a fost un abuz fără precedent și anume anaf de la acea vreme a dat o listă cu 30 de persoane la care trebuie să se facă control să se încheie rapid. Se întâmplă undeva în decembrie. Era am la atunci. Nu, nu contează partidul, nu are legătură partidul. Eu eram în luna ianuarie, nu, în luna ianuarie am primit acte retroactive. În luna ianuarie, acte retroactive din luna decembrie. Ca persoană publică nu am ieșit, am lăsat instanța, justiția, toate și le lasă cu să-și facă treaba, dar dacă ați avea sau ne întâlnim în privat pe, pe documente, documente, dumneavoastră aveți această experiență a analizării unor documente, le-ați avut și la vremea de aia nici nu ați accesat e, pe speță, pentru că știați că undeva nu e ceva în regulă și de aceea vă le pun la dispoziție, lăsăm organele de control să-și facă treaba, dar repet încă o dată, îmi pun întrebarea dacă dai o listă cu 30 că să prescriu și eu sunt pe acea listă. Și eu aveam patru ani, nu se prescria. Și pe de altă parte, asistăm la mii de cazuri în România la care s-au prescris. Și atunci, sigur că se, pot să mă întreb eu, de ce la unii s-au prescris la 10.000 de, pe de, de, 10 de persoane fizice, fi simți, fi blești, nu, de ce la 10.000 de persoane fizice s-au prescris, nu s-au prescris pe speța cebanu, asta. Și atunci pui pe cineva, nu, Baten. dar pui pe cineva la care nu se prescrie, mai aveam un an, controlul se putea desfășura, pentru că eu am controlul când s-a început, am primit începerea controlului. Au trecut 3 ani în care nu s-a întâmplat nimic, 4 ani. -am înțeles. Deci, lucrurile sunt destul de. Vom fi nu... simțit, blejnar, că vreți să treceți la PSD și aici să vă dea o lovitură preventivă. Cam politic. Cine știe. Posibil. Nu Ciobanu. Am Posibil. ajuns la finalul emisiunii și am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Și nu, nu o să mă întorc cum v-ați la trecutul dumneavoastră legat de vamă. Nu. Este nu o zonă despre care am tot discutat atunci când am avut ceva am scris și da, am fost unul dintre cei care a folosit numele de naș al vămilor având în vedere că mulți oameni puși în puncte cheie din vamă la un moment dat erau înrudite cu dumneavoastră și nu pot să cred că nu era și sprijinul nașului pentru acele numiri având în vedere România în care trăim. V-aș întreba un lucru. Având experiența politică de până acum, având soliditatea economică a lucrurilor pe care le-ați făcut în ultimul deceniu cel puțin, având acel sprijin al oamenilor care într-un fel sau altul vă sunt apropiați sau îndatorați. Unde vreți să ajungeți ca punct maxim al carierei noastre politice? Nu, cred că... Da, am înțeles sensul întrebării. Cred că sunt eficient în, în funcția de deputat. Dacă îmi reflectam și discutam și zile trecute, pot spune la acest moment că mai îmi doresc un mandat de deputat, exact pe ideea în care experiența acumulată într-un mandat, două mandate, se poate pune în valoare și poate fi în folosul cetățenilor mult mai eficient după o practică ca în orice băsărie pe care, pe care ți-o ai. Foarte, foarte greu pentru parlamentarii care se află la primul mandat să se dezbeticească, să înțeleagă mecanismul ca să poată, să poată veni în slujba cetățenilor, să poată participa la actul decizional, legislativ și sigur că este nevoie de o experiență de viață. De ce, vedeți, la american sau așa, intră în politică? La noi au fost două componente aici care sunt discutabile. Oameni cu experiență, oameni care au o vârstă, oameni care au creat valori la viață lor, care au condus zeci, sute de oameni, pentru exact pe ideea de a fi eficient în ceea ce înseamnă activitatea parlamentară. Dar sigur că îmi doresc foarte mult și sigur dacă nu s-a întâmplat așa, nu voi merge mai departe, să fie un parlament credibil. Chiar declarația mea politică de zile trecute ținea, ținea de de mesajul președintelui Iohannis am apreciat acest lucru de recredibilizare a Parlamentului. Foarte mulți de-a lungul timpului au dat în această instituție, nu s-a mai putut face diferență. diferența procurorii dau, un că vă dau de lucru, altul. Vă dau de lucru? Corect. Cu, deci, inclusiv procurorii au dat în este, Parlament? Nu, 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 nu au dat. Aici trebuie să modificăm Constituția. Este foarte greu pentru noi parlamentarii dar să, fi intervenim, fi nu, dar să intervenim între un inculpat, posibil, un inculpat și să procuror. Dar ar fi mai simplu să aveți imunitate doar pentru declarațiile politice? Nu ar fi Corect, mai simplu să, așa? susțin total această cauză. Și sigur că este foarte greu să dai un vot. Noi luăm această decizie e vot politică. Nu ne intercalăm între procuror și inculpat, de cu alte ceva. cuvinte, fie el și parlamentar. Să înțeleg că, și asta este ultima întrebare pentru că am depășit timpul, să înțeleg că nu vă este frică de procurori? frica frica de o, are fiecare dintre noi de o anumită manieră, dar nu, nu sunt bântuit de, de elementul de frică. Nu stau că nu vorbesc la telefon că mi-este frică. Nu fac, nu știu ce, nu vorbesc cu dumneavoastră când ne întâlnim că mi-este frică. De nu de ce vă? Spuneți că oricare om are o chestie. Nu, ideea, trebuie să realizăm cu toții că s-au schimbat vremurile și timpul. Spuneam de mult un, un, un fost om politic uh, Că la vremea respectivă, acum 20 de ani, 15 de ani, un lucru îi se părea normal. Acum nu îi se mai pare normal. Cei care înțeleg că uh, 2014-2015, perioada următoare, trăim alte vremuri, alți actori... Deci nu alte... se mai... să înțelegem nu... că omul politic nu mai poate... V-ați dat seama că omul politic nu mai poate apăsa pe telecomandă și să se, să se întâmple ce își dorește în vamă, zic, sau la poliție? Nu, niciun domeniu. Trebuie să lăsăm uh, instituția să-și facă treaba, să sprijinim profesioniștii. Vedeți, v că a dus acest lucru în care totul s-a decontat pe Parlament. Datorită acestor elemente, cu omul politic face, omul politic desface, cu un de adevăr, parțial, nu putem, dar s-a ajuns la un moment dat că instituția ca atare, principala instituție democratică, Parlamentul, a fost decredibilizată. E vina... Toți au dat în ea e vina când, a... când procurorilor au... sau e vina politicienilor? Nu au legătură, nu au legătură. Bau. Nu au procurorii cu Parlamentul. Decredibilizarea s-a produs în timp. Ne-am produs noi, prin populisme, prin, prin elemente care țin eu știu de, de o legislație electorală proastă. Așa am ajuns ca cel de pe locul 2 și 3 să fie în Parlament. Să avem un număr aproape dublu de parlamentari. Domnule Ciobanu, ați fost acolo când s-au votat legile? Nu aveți nicio scuză? Nu se anticipa că la un moment dat... Hey, 90% dintre nu parlamentari au luat peste 50%. Da, nu mai contează. A fost a un trecut. moment politic al USL, a, a fost trecut. o situație. Sigur, trebuie Despre să învățăm trecerea din toate. Pe care lui, astea. discutăm altă dată. vă mulțumesc, vă mai aștept la presa LR Live și apreciez sinceritatea. Mulțumesc. Și apreciez faptul că ați venit la emisiune știind că nu va fi o emisiune ușoară, având în vedere că atunci când eu personal am considerat că ați făcut ceva sau ați spus un lucru care nu era tocmai în regulă, nu m-am sfit să o scriu sau să o spun. Vă mulțumesc, domnule Ciobanu. Doamnelor și domnilor, se încheie emisiunea din această săptămână. Până luni, ca de obicei, vă spun sunt în Dragoș Boța și nu uitați, crinele de pază al democrației nu lătră, sfârșie. O seară nebunuită. <fixi>